A țesut cele mai frumoase covoare apreciate la expozițiile naționale și internaționale. Iar acum confecționează covorașe mai mici și torbițe naționale. La cei peste 80 de ani, Zinaida Moroz, meșter popular din Grozești, raionul Nisporeni, vrea ca lucrările confecționate de ea să rămână în casa mare a satului natal. Mă întreabă mulți, dar de ce-ți mai trebuie? Pentru că îmi place. Și vreau să rămâi. Vreau să facem o casă mare și toate lucrurile care le-am făcut, am să le donez acolo. O mică parte din covorașele, trăistuțele țesute în ultimii ani de Zinaida Moroz, au fost expuse la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău. Asta e pomul vieții, am eu fac mai mici covoare. Înainte eram mai tânăr și țesem covoare mari și vreau să rămâi tradiția poporului nostru. În acest context, meșterița are un mare regret. La noi în sat, de pildă, până în anii 95, la fiecare a doilea casă țesă ceva. Sau în state verticale, sau în state orizontale. Ba că-i covor, ba că-i un prosop, o față de masă, dar lumea s-a dezvățat. La Grozești chiar nu mai țesă nimeni. De ce e atât de important să continuăm această tradiție? Dar avem material, de pildă, mai cresc voi la țară. Îți faci un covor, el ține 100 de ani, dacă e păstrat. În trecut de 80, poate, dacă vrea Domnul să mă mai lese, să mai fac treabă pe pământul ăsta, o să mai țes. Potrivit Zinaidei Moroz, cea mai mare expoziție de covoare pe care a avut-o a fost la București. A mai expus în Germania și Italia. A participat la cele mai importante expoziții naționale.